Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu, expert RED, în cadrul CRED. De ce să realizezi resurse educaționale deschise? Vă propun să găsim răspunsul la această întrebare. Ei bine, pentru că activitățile de învățare pe care le vom desfășura devin mult, mult mai interesante. Elevii noștri sunt nativi digitali. Să nu uităm acest lucru. Ești cadru didactic? Îți place să fii creativ și original în activitatea didactică? Vrei să împărtășești și altora din experiența ta? Intră în comunitatea RED. Să nu uităm că în fișa de autoevaluare anuală, în cadrul domeniului evaluării 2, realizarea activităților didactice, la criteriul 2.3 este precizat utilizarea de resurse educaționale deschise. În metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, criteriul activităților complexe cu valoare instructivă educativă are ca și subcriteriu resursa educațională deschisă. Să nu uităm totuși cine sunt cei mai importanți, elevii nativi digitali, iar noi, profesorii, trebuie să fim adaptați. Nu uitați, proiectul CRED este cel care a făcut posibil acest lucru. Vă spun la revedere și toate cele bune!